Principala cauză a eșecului care se instalează în viața omului, în viața mea și în viața ta, a fost, este și va fi generată de distragerea atenției de la scopul sau ținta pe care o urmărim. Această tehnică este cunoscută bine, chiar și de emisarii răutății. Oameni care au folosit-o cu succes, din împotriva credincioșilor pe tot parcursul istoriei și care o folosesc și în aceste zile. În fapt, prin distragerea atenției și alterarea aproape microscopică a înțelegerii credinței. Aceștia au reușit în timp record să doboare de pe calea cea dreaptă împărați, națiuni și chiar o parte dintre îngerii lui Dumnezeu. În ceea ce te privește și în ceea ce mă privește, acolo unde Dumnezeu ne-a pus astăzi în această viață, va trebui să căutăm calea înțelepților și să ne calculăm atent fiecare pas pe care îl facem în această lume că ce este scris? Citez. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Fără să te abați nici la dreapta, nici la stânga. Ferește-te astfel de răutate. Am încheiat citatul cu din Cartea Proverbelor, capitolul 4. Motivația așadar de cuvântul adevărului, vă invit să analizăm astăzi cu diligență toate căile pe care am decis să mergem în această lume. Încordându-ne totodată atenția asupra oamenilor cu care am ales sau planificăm să socializăm. Pentru că banii, anturajul și ideile inovative, aparent inofensive, sunt de cele mai multe ori spini ascuțiți pe care satana i-a pus pe cărările noastre, i-a ascuns cu abilitate, încercând să ne distragă atenția și să ne Ducă departe de calea adevărului. Dacă privind retrospectiv către propriile vieți, înțelegem faptul că până acum ne-am lăsat și noi adesea distrași de șoapta dulce a păcatului, alunecând încet, încet, de pe calea cea dreaptă, aduceți-vă astăzi aminte că mai avem încă acea șansă frumoasă a reabilitării, șansa care ne este dată prin har, ridicându-ne apoi din colbul murdar. Al păcatului, din locul acela al degradării, acolo unde zăceam odinioară, vă invit să alungăm din viața noastră toată o travă care ne-a doborât, și alegând să ne detașăm de oamenii și de anturajele care rătăcesc în lumea bunăstării iluzorii într-o constantă vânare de vânt, noi să ne dedicăm lui Dumnezeu. Să alegem calea sfințeniei și perfecționării în fiecare domeniu al vieții noastre. Sună dur și poate prea tăios, dar, stând în preajma oamenilor care ne împing spre rău, vom începe încet, dar sigur să le adoptăm și noi, fără a băga de seamă atât chipul cât și asemănarea. Sfârșind apoi din nou în lumea decadentă, acolo unde sunteți. Vă întem așadar să vă luați ca reper al vieții pe Domnul Isus Hristos și, mărșăluind spre Cer, practicând caracterul lui, atitudinea lui față de viață și valorile sale ținând ochii ținte la căpetenia din noastre așadar, să faceți tot ceea ce vă stă în putință, să călcați drept și harul, dreptatea și dragostea Domnului nostru Iisus Hristos ne va fi și scut și călăuză. Fiți binecuvântați!